Acum am plăcerea să filmez în alt compartiment al crescătorii campionului Dumitrașcu Ilie din Milcovăț, Giorgio. O încăpere mai micuță în care se regăsesc puține femele de reproducție, majoritatea Iliuță, da? Da. Și câteva... Și sunt foarte năpârlite. Zici tu că sunt foarte năpârlite. Eu zic că nu e chiar așa de rău. S-ar putea și mai rău. Și o parte dintre femelele care ți-au zburat maraton anul ăsta, da? Da. Dacă ești amabil, foarte frumoase, îmi plac. Dacă ești amabil să ne dai câteva referințe despre unele dintre ele care consider că... Da. Este o femelă primită cadou anul trecut de la prietenul Stan Emil. Da. Ea, ca și origine, este jumate regele Bogdan Ciubanu și jumate cu caluniță. Și deja din primul an s-a dovedit a fi o bună reproducătoare. Da. Fiind în pereche cu un fiu din 170 al meu. Da. Având la lotul de... de zburători, de pui, mai exact. 6 pui acolo. Vineri am îmbarcat pentru Târgu Bujor. O etapă pentru pui, eu la acea etapă având 267 de kilometri. Da. În situația în care puii mei au stat o etapă acasă, că am fost plecat, am fost în concediu. De la 150 i-am dus direct la 267. Ne-am uitat la vreme, totul frumos. Ce credeți, domnul Alexandru? Sâmbătă dimineață torna cu găleata. Te cred. Să aștepți pui. Ca și dovada originei, patru fii din ea au venit în primii porumbei. Ai pe văzut? Crescătorie, da. Sângele bun. Da, bun. Bun cu bun, da. Și să menționăm, afară deci ploua cu găleata. Deci nu ploaie mică, nu, ploua adevărat. Ca lumea, da. Ploua ca lumea, de asta... Super. Dacă ea e un element mai deosebit aici în crescătorie. Cred că e singurul porumbel cuc pe care l-ai, nu? Și da. Pe care l-am văzut până la momentul ăsta. Da. Super. Cea de jos este o femelă de la bunul meu prieten Mihai, de la Angel. Da. Este fică din 339. 339 locupând locul 1 la categoria azi maraton. Palmares 2 ani, 339, iar tatăl este un porumbel adus de el, da, pe celebrul Brive, cu 22 de locuri de 1, cred că s-a auzit, da. Este și o bună reproducătoare, dar numai că eu, fiind un pic dur cu puii, în 2020 zburând 6 pui din ea, 4 dintre ei, clasând toate etapele de viteză, nu, un singur pui din ea clasând toate etapele de viteză până la fund și atunci m-am încăpățânat rău și am băgat toți tinerii la 780. 60. O catastrofă, au venit doar 6 porumbei în prima zi. Am reușit să strâng 15 iarlingi. Super. Ești dur, într-adevăr, că e dur, dacă... Da. Foarte dur cu porumbei. Argintia de acolo este o... Ce, trebuie să fie polandeză ceva, nu? Nu. Este o femelă din porumbei domnului Dumitrache. Care Dumitrache? Marian? Da. Răposatului. Ah, da? Da. Pe ce linie? Pe un șparu. Un șparu, nu? Da, și Donețca. Da. Ai apucat să verifici din ea? Am patru pui, da. Am văzut că se țin bine chiar. Se țin bine destul. Acum așteptăm să vedem cât de bine o să iasă combinațiile. Câți porumbei e de la domnul Dumitrache în crescătorie? E singurul porumbel, da. Dacă tot am văzut că vin, am zis, hai să fie și un... Da, că la un moment dat trebuie să-ți mai infuzezi și sânge proaspăt. Da. Că nu poți să mergi foarte mulți ani în consanguinii zări strânse. Da. Super. În dreapta acolo ce ai de tot? Ai o femelă frumoasă. Da, este o femelă tânără, da, care anul ăsta zburând 4 maratoane la un an de zile. Din păcate, n-a putut să facă nicio performanță din cauza chipului, pentru că i s-a ars. Și n-ai mai putut să-i împerecheze alt chip. Nu, n-am putut să-i mai împerechez alt chip. Da, păcat. Păcat. Din... Și cu toate astea ai zburat-o? Cu toate astea am zburat-o 4 etape de maraton. Vilne 780, Doneț 1999, Doneț 999. Super. Și Severo 1100. Femela venind în primii 15 crescătorii.
Și merge în continuare că e la zbor, nu? Da, 3-4 ani de aici înainte va zbura femeia. Super. Iliuța, spune, cum îți stabilești tu porumbei din echipă atunci când îți formezi echipa? În funcție de comportament. Ia dă-ne câteva detalii, pentru că ne-ar interesa dacă... Cum să ne spui? În privința femelelor, nu prea sunt, cum să vă spun, atât de bun observator, să zic. Masculii, nu? Da, masculii au atracție mai aparte de mine, de box, de hrana pe box. Masculii, îi simt mai bine, da. Și de regulă mergi cu masculii la... De regulă numai cu masculii joc la echipă. Da, masculii, dacă pun 1, 2, 3, 4, 5 în ordine, așa vin și de la zbor. Dar nu vorbim de viteză de mifon, vorbim doar de etape de maraton. Atât, pe toate listele mele de start se află 74, 90, 70 și 36. Și așa vin. Ai văzut? Da. Depinde de dificultatea etapei, cum mă uit eu la meteo și zic, băi, ar intra astăzi, știu, băi, îl pun pe 90 că... Ești tare dacă știi, dacă așa ai pui și așa ți vin, înseamnă da, că... Da. Adică știu, băi, 90 la etape de 18 ore de zbor vine garantat în prima zi, știi? Altfel știu, băi, dacă intra a doua zi, vine 70 sau 74 și pe urmă vine 90. Da. Bravo, și eu cu un număr mic de porumbei. Da, am văzut că n-ai vrut porumbei. Anul trecut am încercat, zburat 70 și mi-a fost destul de greu și n-am putut să realizez. Observ mai greu, e mai greu să lucrez cu ei, nu? Și nu-mi place, pentru că deja devine agitație în crescătorie. Da. Nu-mi place, nu merg nicu mare. Îmi place să țin puțin, să-i pregătesc bine. Da. Și adevărat. Atunci avem și așteptări. Așa e, așa e, dreptul. Atâta timp cât pregătești un porumbel bine, te aștepți și vină. Așa e. Că întâmpină dificultăți pe traseu, întâmpină. Sunt foarte multe răpitoare. Da. Am observat că s-au mulțit răpitoarele. Cei mai buni, da, fac față și câștigă într-o. Da. Un porumbel. Super. Îți mulțumesc și pentru această prezentare și o să mergem în continuare. A mai rămas matca și pui, da? Și puișorii, da.